știu, e păcat de copii aia, chiar că e păcat de copii. E să bucură ca un ban, dar să știți că la copii nu li trebuie bani. Îi trebuie mângâieri, dragoste, grijă. Nu vedeți că se sinucid copiii? Nu știu, e ceva dezastru. E dezastru. Bunicii, de exemplu, el intră în alt fel. El îmi permite, eu știu, niște probleme de lor. Când părinții sunt mai alt anturaj, altă. Și mai mulți pentru mama. Vedeți câți copii sunt, mă rog. Ar trebui să rămână măcar un părinte acasă, să ai copilul de el. Bari mână, dar mama, nu vedeți câți copii să fac, mă rog, nenorociri că nu-i mama și nu-i cu dânși. Oficial, în județul Vaslui, numărul copiilor care au ambii părinți plecați în străinătate și au rămas în grija familiei lărgite depășește 3600 de cazuri. Pentru 10% dintre aceștia, statul a luat măsura de instituire a protecției deoarece au rămas ai nimănui. Numărul cazurilor este însă mult mai mare, fiind în evidență și peste 3000 de copii care au cel puțin unul din părinți plecați la muncă. La acest moment, la nivelul județului Vaslui, există un număr de 365 de copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate. Pentru marea majoritate a acestora nu s-au instituit măsuri de protecție specială, copiii rămânând în grija rudelor până la gradul 4, însă au existat și 36 de situații în care am fost nevoiți să identificăm și să stabilim măsuri de protecție a minorilor. Recent, executivul a anunțat că dorește introducerea unor măsuri mai dure pentru familiile care se obligă să aibă grijă de copiii celor plecați în străinătate. Testarea psihologică, verificări mai dure și periodice sunt câteva dintre modificări. Se dorește astfel ca numărul copiilor care se despart de părinți să fie tot mai mic.